pește. Și făceam găurit 400 de rame de astea reduse cu 3 găuri și vreo 400 de spetezi cu 5 găuri într-un rame întregi. Cam așa arată burmașina mea. Deja jocul e prea mare și cred că pe aici a ieșit bucșa care centra mandrina. Și asta doar după, să zic, 5 ore adunate, a mers în continuu. Cred că trebuia un sistem de prindere vertical care să culiseze de sus în jos. Probabil că atunci se auzea mai puțin bucșa de aici. Așa a stat în greutatea ei. Cam așa am ajuns. Multă sănătate și numai bine.